Până dimineața, România, din nou. Facem și noi un video, că mă mai amintești, dacă tot am cineva a plătit să țin picioarele, să mă încalc și să mă îmbrac în ce-ți minute, mai gândit să vă spun și vouă niște lucruri. În video ce adică există două tipuri de persoane. Două tipuri de persoane care fac acest chat. Sunt acei care se cred mai români decât ceilalți români. Niște români care efectiv sunt dependenți de păcănele, de curve ieftine sau scumpe, cum le numesc ei, ne plătim taxe în această țară, ne făcând absolut nimic, pentru că ei consideră că faptul că aduc bani din străinătate în această țară este suficient. Adică ei nu contribuie nici la buget, ei nu se duc la nici la, nu plătesc nici sănătatea particulară, nu au abonamente la nu-și fac abonamente la de sănătate, nu-și fac nici măcar la așa ceva, adică nu plătesc nici sănătatea, nici CSAS-ul nu plătesc. Nu plătesc nic. Înțelegeți? Adică nu plătesc nimic, nu plătesc absolut nimic. În afară de să consume ceea ce produc și să arunce banii și, bineînțeles că în afacerile respective, cazinourile respective, bineînțeles că locurile unde își petrec ei banii sunt ei între ei. Adică ei între ei. Și există și ceilalți oameni care, uite cum sunt eu, care avem stânt de anumită etnie în această țară, mai sunt și oameni de altă etnie, mai sunt și alte fete de altă etnie care efectiv plătesc taxele și consumă banii, dar în același timp mai consumă banii și pentru altceva. Adică, teoretic, eu am familie, știți? Familia mea nu e toată în România. Mai sunt și în altă țară. Ei au plecat, au emigrat. E treaba mea, am fost și la urma urmei, sunt banii mei. Ce fac cu ei după ce sunt onestă în această țară și voi, fetele, ar trebui să fiți oneste, care faceți chestia asta și băieții. De ce? Pentru că voi aveți țara pe care o aveți. În alte videouri am fost vocea celor care sunt în prima categorie. În acest video sunt vocea celor care ar trebui totuși să înțelegeți că o țară nu aveți țara de care vă este drag vouă în acest moment, pentru că voi nu vă respectați țara. Faptul că voi vă consumați acești bani între voi, prietenii, în afacerile pe care le investiți voi, în faptul că și nu se întâmplă absolut nimic, per general, că oamenii respectivi, ei ca și excuză, ci că asta a fost ca un fel de lecție a românilor hoți. Adică dacă și voi sunteți conduși de niște hoți și ei, tot ca niște hoți, m-au tratat și pe mine, cred că a fost o lecție pe care trebuia să o învăț. Nu este ok, eu doar vă predau această lecție, nu am de gând să îmi schimb mentalitatea cât o să trăiesc în această țară. Am lucrat câteva luni de zile în Statele Unite, de mult, în 2000, am lucrat câteva luni și în Italia și am venit cu veniturile în această țară. Și am plătit taxe și am fost și am lucrat și în Rusia 9 luni de zile sau nu mai țin exact, dar oricum sub un an și am venit și efectiv țara noastră mi-a pus taxe din nou, banii respectivi când am declarat de unde sunt veniturile alea, adică, efectiv, eu am plătit și în Rusia taxe, mi-a luat și în România și genul ăsta de oameni, de expiou, eu din punctul meu de vedere, un om care nu-și plătește taxele sau care nu face anumite chestii, eu le consider că oamenii respectivi sunt niște canalii. Da, sunt niște nulități și da, sunt niște sunt niște scroci. Genul ăsta de oameni care efectiv care vin și îmi povestesc mie că ei și iubesc țara. Cum îți iubești, bă, țara? Chiar te rog eu frumos, de la nivelul ăsta în care tu ești pe jos, la nivelul pământului, spune-mi și mie cum îți iubești tu țara, efectiv. Cum? Cum îți iubești tu țara? Cum? Consum în ce? Cumpărând măști la niște prețuri exagerate? Ca să susții economia? Economia cui? A unor hoți? Mai bine te duci și plătești taxele. Mai bine te duci undeva și faci anumite lucruri, știi? Atunci susții economia.
Tu n-ai cum să susții, să spun că tu lucrezi în chestia asta, tu crezi în România și tu nu faci nimic. Adică e destul de ciudat. Astea sunt cele două categorii care sunt în industria noastră. În prima categorie, oricum, sunt niște jeguri care, marea majoritate a cazurilor, sunt homofobi de toate felurile. Sunt multe categorii de fobii. Sunt toți fobiștii existenți ever pe această categorie. Oricum, ei nu au respect în spațiul de vecinii lor. Asta ca voi să înțelegeți. Eu, în locația unde am aici, am avut o situație în care a trebuit să plătim niște sume. Bine că am scăpat de persoana respectivă, tot din zona celor care, bă, înțeleg că e o țară săracă, știți? Eu vă înțeleg. Mai săracă decât e Moldova, cred că nu mai există nicăieri, decât vă este și atât Moldova din stânga Plutului, cât și Moldova din dreapta Plutului, mai săracă decât acolo de unde provin eu. Nu cred că există nicăieri. Problema este că cealaltă parte a țării, voi sunteți răi. Voi nu sunteți săraci. Pe lângă că unii dintre voi vă credeți săraci, dar sunteți răi. Nu doar că sunteți săraci din punct de vedere financiar, că și eu fiecare dimineață sunt săracă, pentru că eu cheltui banii respectiv și folosesc, înțelegeți, și eu a doua zi sunt săracă, indiferent cum ai lua-o, da? Ei sunt foarte, sunt răi. Asta ca voi să înțelegeți. Ei sunt efectiv răi. Și în țara asta tu nu poți să stopezi astfel de oameni, adică ei mint, încearcă să păcălească străinii, să folosesc de manipulare, cum se folosește și restul oamenilor. Nu fac absolut nimic gratuit în țara asta. Cum fac eu, de exemplu, prin felul în care vin aici și vă spun, da, vă povestesc că există astfel de femei care ele nu sunt deloc dominante, care ele nu sunt deloc ok, nu sunt genuin pe fetiș, nu am deloc imaginație, așa cum se numește la noi, sunt proaste, da? Prostia lor, această răutate a lor e cotată de către noi ăștia care suntem onești în țara asta ca fiind proști, noi suntem proști. Deci noi ăștia care vă plătim taxele, care suntem ok în general, per total, vă respectăm ca nație, vă respectăm oamenii, ne spunem bună ziua, spunem mulțumesc. Noi suntem niște canali, pentru ei noi suntem niște proști. Ei consideră că sunt niște șmecheri, ceea ce nu este adevărat, pentru că voi știți foarte bine că în țara asta există o categorie de golani și de șmecheri, de șmecheri. Adică ei sunt șmecheri de șmecheri. Înțelegeți? N-aveți cum voi. De șmecheri, bă, sunt inteligenți, bă. Bă, te ajută țara. Adică ei își plătesc taxele aici, își fac niște chestii aici, își iau ce câștigă și se duc la mama dracu în altă țară. De ce? Pentru că voi nu meritați. E foarte simplu. Adică diferența de bani care este a lor, voi nu o meritați. Nu își cheltuie banii aici. Ne doare fix în pulă de țara voastră, că și vouă vă doare fix în pulă de țara voastră. Dacă nu v-ar dura fix în pulă de țara voastră și așa, ați avea atitudine, ați luat atitudine, nu v-ați lăsa influențați în felul în care vă lăsați influențați, nu ați avea conducătorii pe care îi aveți, nu ați încercat micșuneați, bă, sunteți, bă, sunteți penibili, înțelegeți? Că voi chiar sunteți penibili. Așa. Cam asta este. Da? Voi sunteți penibili prin modul de manifestare. Adică voi faceți niște șmenării la voi în viața voastră. Da? Și am avut astfel de oameni în jurul meu care sunt adepți șmenăriilor. Înțelegeți? Ei chiar sunt admiți și ei se consideră că sunt patrioți. Sunt adepți șmenărilor și ei se consideră patrioți. Nu sunt în stare să facă absolut nimic pentru țara asta, adică ei nu investesc nicăieri. I-ați văzut vreodată investit? Au venit ruși la voi și au investit, au venit străini și v-au cumpărat pământurile. Au venit străini și v-au luat țara. Ați vândut-o. Voi efectiv ați vândut-o. Că voi atâta puteți. În țara voastră voi atâta puteți. Știți? Adică oricum sunteți canalii, că v-ați născut strădători. Dar sunteți atât de canalii și de trădători încât sunteți canalii și cu oamenii care vă ajută în țara asta, care v-au învățat să fiți corecte, au încercat să vă ajute să
treceți mai departe, a încercat, dar n-ai cum, că nu poți, de exemplu, știți cum e o zicală cu burduful de câini, știi? N-ai cum. Tu nu poți face o... Tu nu poți scoate lapte și brânză din burduf de, din burduf de, de câine. Adică tu n-ai ce să faci. Ăștia sunteți. Ăștia sunteți. Adică ăștia voi să... Ăștia sunteți. Adică voi vindeți tot. Voi vă vindeți la străini. Voi sunteți de acord la străini. Faceți lucrurile astea pentru străini. Îi urâți în dragi pe străini și păcăliți pe străini. N-aveți respect față de cei cu care lucrați și care vă dau fiecare zi de mâncare. Asta este categoria care lucrează pe acest chat. Efectiv sunt, au fobia asta, pur și simplu, își urăsc îndragi membrii, n-au pic de respect față de englezi, n-au pic de respect față de nemți, n-au pic de respect față de americani, n-au pic de respect față de nimic. Și toată minciuna asta iese dintr-un naționalism exacerbat, dus la extrem, o ură față de orice etnie care există în această țară. Eu am o ură față de răutate, de prostia din voi, din faptul că voi nu gândiți deloc nimic din ceea ce acționați. Mulți dintre voi faceți așa ceva, într-un mod, procedați în acest fel, că eu vă țin morală la unii dintre voi și vă spun că sunteți într-un anumit fel, este că mă gândesc că poate într-o zi ați avea vreo șansă în lumea asta, ca și dacă aș fi în străinătate, canalul ăsta tot l-aș ține. De ce? Pentru că în fost și la urma urmei mi-am crescut familia, am crescut aici în marea majoritatea timpului, v-am învățat de bine, pe unde am mers am încercat să vă învăț de bine, dar voi în răutatea și în prostia voastră și în autosabotarea voastră nu ați reușit să mergeți mai departe. N-ați reușit să treceți mai departe, în continuu ați fost oricum niște oameni mizeri, pentru că voi așa vă tratați ca și nație, în mod mizer. Thank you so much, my letter Chester, thank you. Voi nu sunteți capabili. Faptul că eu am venit on de fiecare dată și le-am spus că până și jucăriile alea care le folosesc ei, sunt minciună, nu simți nimic. Până și pentru asta m-a urât, pentru că eu la membrii le-am spus lucrul ăsta și, mamă, ce sabotare de putere. Da, bă, e inutil. Voi păcăliți niște oameni din altă țară că aveți orgasme și că vă curge apele, când de fapt înăuntru se țin tot felul de pungi și tot felul de chestii, că așa și este. Fetele care tremură și care fac chestii, eu fac la comandă. Ele nu simt chestia respectivă, nu e nicio vibrație, nu simt nimic. Jumate din populația, din persoanele feminine sunt, nu au orgasmă vaginal, nici anal. Adică, cred că mai bine de jumătate, din câte știu eu și din studiile și din procentele, din studiile de specialiști, sunt foarte multe persoane care se fac asta. Problema este că voi credeți, știți? Credeți lucrurile astea și voi doriți. E lupta asta între cei care spun adevărul când stau în și cei care mint? Cei care folosesc adevărul ca armă și fantezia fără nicio chestie și cei care mint efectiv prin manipulare? Sunt două curente, atât în videogea cât pe și cât și peste tot. Voi atâta puteți, ca români. Și numai ca români. Se întâmplă asta și cu ucrainienii, se întâmplă acest lucru și cu rușii. Adică e momentul în care noi plecăm și căutăm astfel de oameni general, per general, și căutăm pe anumite chat-uri și anumite studiouri care efectiv pun modelele să mintă, mă. Deci chat-uri respective efectiv mint. De exemplu, pe un site spuneau că persoanele respective au fost forțate să lucreze. Că n-au bani, că i-au bătut soțul acasă. Adică povești din astea că și lucrurile astea mie mi se întâmplă. Adică eu chiar am fost țepuită. De exemplu, cu o factură la lumină, am mai fost țepuită cu niște, cu un stipio. Adică lucrurile astea, ce vă vorbesc eu la mine, e o chestiune reală. Adică la mine totul este mondreal. Noi nu mințim. La noi iubirea este factologică. Adică suntem niște oameni reali, așa ne-am născut, genul. Noi nu păcălim oamenii.
Și noi, prin acest mod în care noi muncim efectiv și fiecare leuț pe care îl câștigăm, noi nu mințim. În schimb, voi, prin stădurile de ceat și prin toate astea, voi mințiți în mod fraglant. Da, am ieșit on și da, o să se întâmple lucrul ăsta, pentru că nu este normal ca modelele să nu știe, cei care vin în industria asta, voi să nu știți care este adevărul dincolo de toate astea. Adică să vorbească cineva care efectiv lucrează în domeniul ăsta, în care să vi se spună că despre asta este vorba. Da? Sunt modele care efectiv în momentul în care eu am primit tips mai devreme și am mulțumit acelei persoane, adică n-am început să tremur. Știți? Adică, eu nu mint din jucăria respectivă. Am o jucărie, o țin în spate. În cazul în care vine cineva și vrea să avem o fantezie în care mint. Mă înțelegeți? Adică dacă omul respectiv chiar vrea să creadă că mie mi oferă orgasm, dar nu e nicio problemă, tătica. Adică noi suntem de acord, super ok. Nu e eu, cum să... Am fost și nu știu ce powerpuff fetiță și pe rând, fețile powerpuff și nu știu ce căcate cu desene animate. Adică și Darth Vader la o adică, știi? Adică, da... Super ok. Fantezia e fantezie, știi? Dar trebuie să fie mutual. Adică la noi e safe, sane and consensual. Adică ăla vine și știe clar că e păcălit. Nu e o chestiune reală. Asta ca voi să înțelegeți. Nu este real. Oamenii reali stau împreună cu oameni reali. Oamenii falși, oamenii care nu plătesc taxele aici și se cred mari naționaliști, că de fapt ei nu sunt naționaliști. Deloc nu sunt naționaliști, sunt doar niște persoane care au o fobie față de orice altă nație, pur și simplu urăsc. Da? Adică ei se duc, adică cum adică, cheltuie la magazine străine, mecaimașul e străin. Mașucarul nu e străin, știi? Lanțurile astea de magazine. Profitul din acel se duc la străin. Nu se rămâne în țară. Adică este, bă, n-aveți cum să fiți în halul ăsta de proști și de ilogici. Că, oricum vă duceți undeva și veniturile voastre cum se duc la alt străin. Oricum sunteți ilogici. Și iar munca voastră și faptul că voi vă considerați mai superiori și mai naționaliști, asta vă face, da, am făcut acest canal ca voi să înțelegeți că nu sunteți deloc superior față de restul oamenilor, ăia care sunt săraci, ăia care muncesc în mod normal, care au un job sau care fac ceva. Una este ce v-am făcut eu mai devreme și alta este ceea ce fac eu astăzi. Ca voi să înțelegeți cât de proști sunteți ca nație. Și ilogici. Cât de naționaliști vă credeți voi și de fapt naționalismul vostru este plin de ură. Sexualitatea voastră este plină de ură, de fapt și de drept. N-aveți nici, bineînțeles că și a mea, stați liniștiți. Numai diferența este că eu nu vă păcălesc. Adică eu luăm ăla, îi spun-o clar, o afacere și o chise, nu umblăm prin manipulare. Voi și în relații, tot cu manipulare faceți, toate astea, voi nu sunteți capabili să stați în șoșonii unui om real, unui om fair play și un om genuinely corect. Nu sunteți și pentru că nu sunteți, asta e. E apta puteți voi. Oricum voi nu aveți respect față de persoanele, nu aveți deloc respect față de noi, ăștia care suntem corecți. Oricum nu aveți respect față de nimic. Oricum o să ajungeți să vă păcăliți unii pe alții, oricum o să ajungeți să vă futeți unii pe alții, oricum o să ajungeți să vă mâncați de cur unii pe alții, și să vă vorbiți unii pe alții, unii pe alții, și să vă folosiți de unii de alții. Și să încercați, prin toate mijloacele, să ajungeți la oamenii corecți din această țară, măcar un pic, bă, să-i păcălesc, un pic acolo, măcar să-i minți dacă să nu-i păcălesc. Pentru că atâta puteți voi, astea sunt acțiunile voastre, atât puteți voi. Cam atât. Thank you so much, my dear sister. Good luck to you too.